Premiem acum Fundația Anului. Pentru înmânarea premiului categoriei Fundația Anului, o invit alături de noi pe scenă pe Monica Andronic, coproprietar Galeria Romană. Și aplauzele dumneavoastră, pe care Monica le merită, vă asigur. Bună seara! Mă simt extrem de onorată pentru acest prilej, și anume acela ca în calitate de reprezentant al unei entități culturale, ca să-i spun așa, în speță o galerie de artă, să fiu cea care dă un premiu absolut special. Eu cred că toate fundațiile care fac lucruri ar trebui premiate, doar că în seara asta este un sigur câștigător, și anume la categoria din nou Fundația Anului, premiul pentru implicare socială se acordă Fundației Mereu Aproape. Fundația Mereu Aproape a contribuit la ajutorarea a peste 100.000 de sinistrați și, prin programele și campaniile lor, a construit 81 de case. Această fundație, coordonată de Sandra Stoicescu, a salvat viața a peste 400 de copii și adulți. Până în prezent, ajutorul financiar și material oferit de Fundația Mereu Aproape depășește 10 milioane de euro. Mulțumesc mult, mult, mult! Sunt extrem de fericită să fiu aici în această seară. Anul trecut, asta vorbeam amândouă, eram însărcinată. Acum Sara e acasă, are deja 4 luni. Orice își dorește, de fapt, o fundație, microfonul e foarte sus. Am reușit. Reușim orice, dacă ne dorim. O fundație își propune și, dacă ea reușește acest lucru, este, într-adevăr, o fundație de succes, dacă reușește să pună oameni împreună. Pentru Fundația Mereu Aproape, pe lângă echipa mică, dar foarte sufletistă de angajați, echipa adevărată este România. Și vreau să mă înclin în fața tuturor celor care ajută, știut sau neștiut, sunt foarte mulți în această sală, despre care n-am avut voie să vorbesc de câte ori au sărit în ajutor, oameni de afaceri, politicieni, și faptul că au făcut-o fără să se știe este poate mai important. În esență însă, acum vorbim despre campania Ajut Eu, am copăcelul simbol, copacul dorințelor, o campanie în care, fundamental, ne dorim ca oamenii să îndrăznească în România să-și spună dorințele, să spere că pot să se realizeze într-o țară în care parcă mult prea mult ne-am pierdut speranța, și apoi așteptăm, și se întâmplă acest fenomen, ca alți oameni, cunoscuți sau necunoscuți, să-și aleagă acea dorință pe care ei o pot împlini cuiva complet străin până în acel moment. Începe să devină un fenomen, sunt convinsă că vom continua împreună. Puteți intra, chiar vă rog, pe telefoane, ajuteu.ro, alegeți-vă o dorință de acolo, apăsați Ajut Eu și știu că țara noastră va fi mai bună. Nu știu dacă va fi mai de succes, mai cunoscută, mai bogată, mai săracă, mai... lăsând politica deoparte și toate celelalte. Sigur, dacă noi vom fi mai buni, și țara asta în care trăim va fi un pic altfel. Să facem asta nu numai de Crăciun, dar și de Crăciun, ca într-un soi de calendar de advent, în care dăm paginile împlinind câte o dorință în fiecare zi, sau poate mai multe. Cred că puteți face asta toți și eu vă mulțumesc pentru că o faceți deja. Vă mulțumesc în numele Fundației Mereu Aproape și al Antenei 1, care este fondatorul acestei fundații. Vom continua. Sperăm să fiți în continuare alături de noi. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc, Capital. Felicitări. Mulțumim și noi, Sandra. Felicitări încă o dată.